În proiectul Timișoara Refugee Art Festival am ales scurtmetrajele care participă în competiție, sunt scurtmetraje internaționale. Aș putea spune că Ali este piesa noastră de rezistență a întregului proiect, pentru că Ali sparge multe stereotipuri când vine vorba despre cum oamenii își imaginează că sunt refugiații. Și mi-a spus că el scria poezii încă de când era mic și că prin rap a găsit o formă de a le duce mai departe și de a le face o parte din viața lui de zi cu zi, cumva și din cariera lui. Este independent financiar, lucrează, vorbește limba română la un nivel spre mediu și mai mult este artist, cântă muzică rap. I started to write poetry since I was 14 years old. After like 2 years, I discovered rap and I said, oh, I want to do this. It's very awesome. Nu mi se pare neapărat relevant faptul că e refugiat, mi se pare relevant faptul că are o experiență de viață din care a dovedit o maturitate emoțională foarte mare pentru vârsta lui. Romania held me when I had no country, and the Romanian people helped me when I had nobody to help me. De fiecare dată când călătoresc pe lângă Dunăre, când călătoresc în partea de sud a țării, îmi amintesc poveștile oamenilor care înotau Dunărea spre Serbia în căutarea unui trai mai bun. I left Syria because of the war. When I arrived here, I didn't feel that I'm a refugee. I felt like any normal person. Cred că am uitat că a fi refugiat e un lucru care se repetă și s-a repetat în istorie de multe ori, în special în partea de vest a țării. Cred că cam fiecare familie știe pe cineva sau are pe cineva care a încercat să treacă în granița și să fugă de sub regimul comunist. Lucky me, I listened to rap from like people who had message, who had stories, who had like want to change the world in their music, not like the silly music. What make me happy here is that finally I'm able to create my new life, to stand up on my feet. I like here or in Timișoara that how the people are very, very supportive to me because I mean I'm a stranger to them and I have this kind of music that maybe not everybody like it, but they supported me because they know my story and they know I have a message in this story. It's hard to be